Bună seara, domnilor și domnilor, la Capitala Special. Ne revedem din nou într-o formulă pe care deja o cunoașteți. Alături de mine am plăcerea să iau pe domnul Francis Gerstner și pe domnul Ștefan Crăciunescu de la Pro România Petroșeni. Bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor. Bună seara. Bună seara, bună seara, domnilor. Domnule Gerstner, încep cu dumneavoastră. Ați participat astăzi la tragerea la sorți a candidaților pentru postul de primar și consiliul local al municipiului Petroșani. Cum s-a desfășurat operațiunea? Operațiunea, da, așa este. Deci am ajuns la data în care s-au finalizat înscrierile tuturor candidaților și partidelor în cursa electorală care urmează la alegerile locale. Iar astăzi am participat la tragerea la sorți a candidaților și a partidelor, ordine care se va stabili pe buletinul de vot. Și pot să vă și dau detaliile. Chiar vă. Deci, la, o să vorbesc de partide, probabil nu o să dau nume, pentru candidaturile la primărie, sunt 10 candidați înscriși și ordinea este în felul următor. Pe locul întâi, și acest loc este și pe buletinul de vot, e Alianța USR Plus. Poziția a doua pe buletinul de vot, Partidul Social Democrat. Poziția a treia, Partidul Pro România. Pe locul 4, pe poziția 4, Partidul Național Liberal. Urmează Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, ALDE, Partidul Mișcarea Populară și Partidul Ecologist Român. După care, în ordinea înscrierilor, urmează candidații independenți. Cei patru candidați independenți, de fapt trei candidați independenți pe care îi știți. La partide, voiam să spun că tragerea la sorți a fost într-un mod extraordinar de democratic și transparent. Nu am nicio observație negativă la acest proces care a avut loc acolo. O să vă dau și ordinea partidelor. Aici mă refer la candidaturile la Consiliul Local. Pe primul loc, pe prima poziție pe buletinul de vot, este Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Pe locul 2, Partidul Pro-România. Pe locul 3, Partidul Național Liberal. Urmează Partidul Social Democrat, USR Plus, Mișcarea Populară, ALDE și Partidul Ecologist. Și mai este un partid care nu a avut candidat pentru funcția de primar. Este Partidul Forța Națională, care participă cu liste la Consiliul Local. Bine, urmează candidații independenți. Uitându-mă la ce... La ce extragere s-a efectuat, cred că v-ar conveni să fiți așa și la sfârșitul alegerilor, să fiți pe pozițiile acelea. Ne-ar conveni cel mai mult locul întâi, dar e pe lista respectivă. Extrem de bune. Da, sunt, asta este. Am avut, trebuie să spunem că am avut și un pic de noroc, dar asta nu înseamnă că cineva a făcut mișmașuri sau... V-am spus că într-un mod democratic, într-un mod transparent, totul s-a desfășurat frumos, nu am ce observații să fac. Bun. Ce vreau să vă spun și mă bucur că l-am lângă mine pe colegul nostru Ștefan Crăciunescu, eu o să încerc pe rând să promovez echipa mea, care este alături de mine. Domnul Ștefan Crăciunescu face parte din grupul pensionarilor militari, are o carieră în spate deosebită, este un om foarte corect, un om educat, un om care a avut o experiență în viața socioprofesională, vine dintr-un mediu foarte ordonat și... Probabil că are și acum experiența aceea. Sigur că de asta vreau să spun, este ca un om care poate disciplina această echipă a noastră și chiar îl rog să o facă. Pentru că mai avem și noi... Bine, și asta nu sunt în care mai ceva de disciplinat, pentru că sunteți deja disciplinați, probabil. Suntem disciplinați. Probabil că... Și mă bucur că este alături de mine și mă bucur că vi-l pot prezenta ca un brav coleg și un bun coleg și un probabil un viitor consilier. Da, mă bucur că folosiți cuvinte frumoase la adresa colegilor. Domnule Crăciunescu... Dacă înainte de a vă prezenta dumneavoastră v-a făcut domnul Grișin o prezentare, dar toate astea vă rog să vă mai prezentați și dumneavoastră încă o dată.
Mulțumesc frumos pentru prezentarea făcută de domnul Feri Gheșner. Ce pot să spun? Într-adevăr, am avut o carieră militară în care am acumulat experiențe și cunoștințe. Ați fost plecat și prin teatrele de operațiuni? Am pregătit mare majoritate de teatrele de operațiuni. N-ați fost acolo? Nu am fost, din anumite motive. Dar am acumulat experiență și cunoștințe în domeniul logisticii. Mă bucur că am intrat în echipa domnului Feri Gheșner. Echipa pro-România. Pro-România, evident, alături de ceilalți consilieri. Și asta denotă diversitatea echipei noastre. Deci chiar dacă nu avem o experiență politică în spate, avem intenții bune și asta sper să vadă și alegătorii. Adică, acum vedeți, toată lumea va apărea la televizor și va spune cam în principiu aceleași probleme, dar noi vrem să le punem și în practică. Eu am fost învățat în sistemul militar să trec peste anumite greutăți și să pun în practică ceea ce mi se spune. Adică să încerc să judec, să emit idei, dar în același timp să și ascult și să pun în practică pentru a obține rezultate. Scopul final e obține rezultate. Și de asta mă și gândesc că Petroșanu este cel care trebuie să câștige din curța asta. Sunteți din Petroșan sau? Nu, sunt asimilat orașului, sunt de mulți ani aici, respectiv de vreo 30 de ani, dar m-am obișnuit și îmi place și nu o să mai plec niciodată de aici, e clar. E o zonă frumoasă, oamenii sunt deosebiți. De unde sunt dulu? De la Gurele Dunării, din Brăila. Brăila. Da. Dar m-am obișnuit aici. Departe. Dar nici aș mai pleca de aici. Vă spun cinstit. Îmi place orașul, oamenii, locuitorii sunt deosebiți. Am mare parte și din familie. Majoritatea, familia soției sunt mineri și mă bucur pentru asta. Deci, mă referim cu simnașul meu de botez, este miner. Locuiesc în cartierul Aeroport. Și am și acolo o grămadă de prieteni, adică o mulțime de prieteni cu care mă înțeleg foarte bine. V-am spus, îmi doresc foarte mult. Ce v-a determinat să veniți la Pro-România până la urmă, n-ați ales al partid? Da, într-adevăr, e o întrebare bună, vă mulțumesc că m-ați spus-o. Însă și echipa de consilieri, deci majoritatea, v-am spus, nu sunt cu experiență politică, dar sunt dornici de a face ceva. Exemplul cel mai bun se află lângă mine, domnul Feri Gheșner. Sinceritate și modestia dânsului. Acum, nici nu place să vorbesc, dar asta e adevărul. Asta a fost motivul pentru care mi-am dorit să intru în echipa Pro-România. Da. Îl invită să intervin. Ce frumos a spus domnul Crăciunescu că n-aș mai pleca de aici, pentru că iubesc această zonă și iubesc acești oameni care trăiesc aici. Vedeți? Ce mult face, e o expresie care pe mine mă încântă. Deci asta înseamnă că acest loc oferă ceva, acești oameni de aici oferă ceva. Deci suntem și eu sunt sigur că împreună vom reuși să facem ceva pentru acești oameni care iubesc această zonă. Noi suntem, asta înseamnă să fim patrioți ai zonei. Dacă permiteți și o expresie, am dorit să șlefuim un diamant. Deci aici zona asta este ca un diamant pentru noi, dar trebuie să-l scoatem la lumină. Asta e părerea mea. Deci să continuăm lucrurile bune care sunt începute, dar să facem mult mai mult și să le ducem la capăt. În contradicție, să vă dau un exemplu, săptămâna asta m-am întâlnit cu o doamnă care, din păcate, mi-a dat o veste că va pleca și a găsit loc de muncă în Marea Britanie. Dar o doamnă foarte bine pregătită profesional. Dar mi-a spus cu tristețe, domnul Gheșner, trebuie să plec, sunt nevoită să plec, nu mai am un loc de muncă, nu mai am pentru ce să stau aici, mă duc să-mi trăiesc ultimele perioade din viață, să-mi arăt experiența mea, păcat că mi-o arăt și mi-o demonstrez în altă parte decât la mine în țară. Și m-a întristat această afirmație a acelei doamne. Asta e în contradicție cu ce a spus domnul Crăciunescu. Și din păcate foarte multă lume pleacă din zonă și uite, se depopulează zona și pleacă oameni nu neapărat slab pregătiți. Dacă oameni valoroși, din păcate, oameni bine pregătiți și din urmă nu prea vine mai nimic. Așa este, din păcate. Și refuz să mă gândesc ce va fi în țara asta peste 10, 20, 30 de ani. Adică... Da, învățământul este, așa cum am afirmat și în alte emisiuni, învățământul este principalul vinovat și învățământul ca și management al învățământului, nu învățământul propriu-zis,
nu învățătoarea săraca de la țară e vinovată, ci cei care conduc învățământul, care l-au condus și cei care îl vor conduce vor avea o misiune și mai grea, pentru că stăteam și mă gândeam, peste 10 ani nu se mai văd cine să corecteze lucrurile, dacă deci lucrările de la școală nu se mai văd cine să le corecteze, că vin din urmă profesori care de engleză, care nu știu engleză, și tot felul de minunății din astea. Domnul Balin, peste 10 ani nu o să fie lucrări de corectat. Asta este o problemă. Pentru că nu mai sunt elevi. Uitați-vă, școlile se închid, grădinițele se închid. Este o problemă de migrație a populației în zonele mai dezvoltate, atât în țară cât și peste hotare. Pentru că, gândiți-vă, orice om, dacă nu are conturat un viitor aici, normal că va căuta să caute o zonă super dezvoltată, în primul rând unde sunt universități de renume, pentru că aici e vorba de copii. Automat și familia se va muta ușor, ușor, ușor în mari orașe universitare, cum ar fi Timișoara, Cluj sau București. Sau poate dincolo, în străinătate. Vorbim de marile universități din lume, pentru că nu sunt de neglijat copiii de aici, pentru că sunt copii foarte bine pregătiți și eu mă mândresc când aud că un copil, și am să vă dau și exemple concrete, copiii tineri din, mă refer tineri studenți, au fost șefi de promoție în marile universități ale Europei. Cum să nu-ți crească sufletul? Poate tatăl lui mi-a fost coleg, tatăl lui mi-a fost prieten, mama lui este vecină. Eu mă mândresc cu așa ceva. Sunt copiii noștri de aici. Dacă îmi permite să vă completez, aceeași situație este și a băiatului meu, care a terminat acum Babeș Bălăi la Cluj și mi-aș dori foarte mult să rămân în zona aici. Este un foarte bun ITist, dar trebuie să aibă condițiile create și poate ăsta e rolul nostru, să asigurăm aceste condiții pentru a nu mai pleca din zonă. Eu sunt sigur că este foarte încântat de zona asta montană, deci Dumnezeu ne-a dat foarte mult aici în Petroșani. Numai când vedem munții și ați văzut în aeroport, când deschizi geamul și vezi zona montană, rămâi uimit și trebuie să apreciem foarte mult, dar trebuie să creăm condițiile astea pentru... Dacă e bun ITist, uitați acum în emisiune, chiar în direct fac afirmația, nu ne aude nimeni decât toată România, pentru că televiziunea noastră, televiziunea națională, se vede și la Cluj, se vede și la Brăila, se vede unde doriți noastră, că televiziunea Capital TV este o televiziune foarte îndrăgită și foarte urmărită. Dacă este atât de dotat badul noastră și atât de bine pregătit, chiar mi-ar face plăcere să vină alături de echipa noastră aici, să lucrăm la un proiect comun. Vă promitem. Chiar am nevoie de așa ceva. Vă promitem că după ce vom câștiga, va rămâne aici, pentru că el deocamdată este angajat la o firmă din Cluj, germană, și vedeți, lucrează online. Vedeți? Pentru că are capacitatea necesară. Dar sunt sigur că va veni și vremea când se va întoarce aici. Bun, l-așteptăm. L-așteptăm, da. Deci, domnule Gherșner, se ascute lupta de clasă. Principalii candidații, cei dintre care vă aflați și dumneavoastră, dar vă exclud din această situație, principalii candidați își aplică lovituri sub centură, reciproce sub centură. Ce părere aveți de întorsătura lucrurilor? Nu este în ordine. După părerea mea, este un circ ieftin. Vă spun sincer. Deci lumea nu așteaptă așa ceva. Deci, după părerea mea, lumea vrea o decență. Vrea o campanie decentă. Cu ne murdărim în fața micilor ecrane, nu mi se pare corect. Am văzut acuzații de tot felul, s-au ajuns la acuzații chiar de familie, de avere și așa mai departe, și au vizitat casele unul altuia. Nu sunt de acord cu asemenea... Apropo, ce casă aveți dumneavoastră? Unde locuiți? E un apartament în Dimitrov, puteți să filmați averea fără nicio problemă și dumneavoastră și oricine vrea. Deci sunt un om modest, n-am fost niciodată un om bogat, dar... am fost bogat. Pentru că am un copil deosebit și sunt bogat din punctul ăsta de vedere spiritual. Și spiritual. Dar asta nu înseamnă că suntem oameni modesti. Noi nu suntem vedete, v-am spus, avem o echipă modestă, oameni bine pregătiți din diferite sfere socioprofesionale. Și vedeți, un exemplu este domnul Crăciunescu.
fost ofițer, om de disciplină, om corect, om care știa ce înseamnă o organizarea unei munci, unei activități. Pentru că nu este ușor să fii un ofițer de carieră. Și atunci avem nevoie de experiența domniei sale la noi în echipă. Președintele Pro-România, Victor Ponta, a declarat miercuri la Craiova că PSD a reblat PNL. Motiv pentru care socialdemocrații fug cu moțiunea prin Parlament, iar în teritoriu PNL nu face opoziție pentru a plăti sprijinul oferit la nivel central de PSD. Nu s-ar spune că el ar fi vrumblat pe aici, în zona noastră, dacă stau bine să mă gândesc. Nu știu dacă e vorba de umblat, dar mie, v-am spus, să revin, mie nu-mi place ce se întâmplă. Și lumea trebuie să aleagă. Vrea circ sau vrea decență? Vrea o bună organizare, vrea o schimbare în Petroșani sau nu vrea? Dacă vreți să fie un primar care face circ la televizor, eu nu sunt de acord. Noi facem parte din altă lume. Noi venim dintr-o lume decentă, o lume de oameni profesioniști, v-am mai spus, oameni simpli, oameni care nu sunt de acord cu așa ceva. Privim blatul la nivel național, păi, domnul Valind, să fim serioși, s-a citit o moțiune de cenzură, da? Conform legii, trebuia dezbătută și votată în 3 zile. S-a întâmplat acest lucru? Nu. Deci Ponta are sau nu are dreptate? Probabil că are. Probabil, nu știu ce să spun. Sunt o felul de chichițe la nivelul Parlamentului, unde își găsesc tot felul de motive, de scuze, de habar n-am. Domnul Valind, știți care este problema la nivel național, la cele două partide, PNL și PSD? Nu au lideri autentici. Și am spus și pe rețeaua de socializare, ce înseamnă diferența între șef și lider? Ei nu au lideri. Este o carență de lider. Un domnule la PNL cum e? Nu sunt. Iohannis singurul, da? Atenție, la ora asta nu este membru PNL. În general, liderii, dacă îmi permiteți, dar nu vă aștept, liderii în general se nasc, au calități native. Așa este. Se formează mai greu de obicei. Bun, și cum ne dăm seama dacă are sau nu are calități? Adică cum îl cuantificăm? Vă pot da exemple, dar nu știu dacă e locul aici. Păi, da, vă rog, dacă nu e cu să ne amendeze. Nu e vorba de asta, dar, nu știu, dacă îmi permiteți, mă pot retrage în privința aia. Păi nu știu, era vreo înșurătură sau? Nu. Ideea este că sunt anumite calități care trebuie să le ai. Deci, sigur, inclusiv oratoria, inclusiv și asta. Bun, dar eu întrebam cum le cuantificăm aceste calități, că până la urmă, ca să pui pe cineva, n-ai de unde să știi dinainte pe cine pui, nu? Păi, domnul Valind, hai să completez eu ideea, ce vrea să spună și domnul Crăciunescu. Mi se pare corect un singur candidat la funcția de președinte la un nivel așa înalt, la un partid așa mare? Pe acolo trebuia să fie cel puțin 3-4 candidați care să-și facă campanie electorală în interiorul partidului. Mă refer la PSD-ul. Deci nu mi se pare corect. Totuși eu aș fi vrut altceva, aș fi vrut să văd o revigorare. Dacă toți PSD-iștii au căzut de comun acord că domnul Ciolacu e cel mai bun, la ce bun să mai candideze și alții dacă dar totuși nu Ciolacu. Poți, adică să candidezi, să alegi de unul singur să câștigi. Ce înseamnă? Păi nu mi se pare corect, nu mi se pare democratic. Și în PNL parcă a fost la fel cu Orban, sincer, nu? Eu nu critic și nu am nicio treabă cu secunde, PSD-ul. La PNL a fost la fel cu Orban, nu? La fel. Dar la Pro-România nu știu, s-au făcut alegeri, că nu știu. Nu, încă nu s-au făcut alegeri. Să vedem și la Pro-România, după aia discutăm. Posibil, după aia să vedem dacă domnul Ponta va avea contracandidații. Așa este, dar noi fiind un partid, nu mai mic ca PSD-ul și PNL. Nu contează, mic, dar tot aveți doi oameni în partid ca să candideze. Dar mai sunt și alți lideri, de exemplu Corina Crețu. Dacă permite să revin. A fi cu tot o altă discuție, da. Să revin cu ideea, pot să vă dau un lider, deși sunt subiectiv, este domnul Ponta. Da, deci da, să vede și din modul Peter cum Ponda se exprimă. Are calități de lider, da. Exact, adică din felul cum se exprimă, este deschis, este liber e să poată exprima. Situație, da. Nu e forțat, nu e ceva forțat. Asta e părerea mea. Domnul Grecian spunea de opoziția în cazul unui congres de alegere a președintelui. Cine e în opoziție, cine candidează, cine are în pole position, vine din urmă. La PSD au zis că au un singur unul bun. Au unul și bun pe domnul Ciolacu, nu?
Eu și-am spus, da, dar sunt sigur că PSD-ul are o mare rezervă de cadre. Are și are, trebuie să recunoaștem ăsta adevărul. Cei mai mulți membri. Cei mai mulți membri și sunt foarte mulți intelectuali în PSD-ul. Și atunci eu mă așteptam, de exemplu, fără a critica PSD-ul și nu vreau nici să critic actualul lider. Nu asta vreau să scot în evidență, dar vreau să scot în evidență faptul că totuși m-aș fi așteptat eu, ca simplu cetățean, nu ca adversar politic, ca simplu cetățean, să văd o luptă politică de idei la vârful unui partid de mărimea PSD-ului. Bine, haideți să ne înțelegem. Și la USR a fost congres, da? PSD, probabil că, ca să știu eu, să decurgă lucrurile mai elegant, au ales să facă congresul tot așa online, cum a făcut și USR-ul, după modelul USR-ului. Da, din cauza pandemiei. Din cauza pandemiei, dar oricum le-a venit bine și PSD-ul să facă online, că e mai liniștitor, e mai calm, e mai relaxant, da? Și, dar nici la USR, de exemplu, congresul n-a fost foarte aprins. Deși la USR, țin minte că au fost niște acuze că de blat la numărătoarea voturilor, nu știu cum, s-a numărat voturile online și... Așa e, nu intrăm în detalii. Așa, la PSD, PSD-ul a urmat același scenariu cu un singur candidat, ca și la USR, că și acolo, parcă bine, acolo parcă a fost și Cosă Chichiră, nu mai rețin exact, cred că Cosă Chichiră și cu Dan Barna. Aici se pregătea și domnul Teodorovici să candideze, nu știu ce s-a întâmplat, că tot a contestat. S-a retras brusc, tot a contestat acest congres, constituirea, dacă e legal sau nu e legal, cum s-au gândit ei să organizeze congresul. Mă rog, în final l-au ales pe domnul Ciolacu, așa au vrut. Este bine că PSD-ul oricum nu mai are conducere interimară, au un... președinte ales, sau o echipă de conducere, sigur, asta este, le doresc succes. Deci nu este treaba noastră ce se întâmplă PSD. Da. Dacă tot vorbeam că ar fi bine să fie doi candidați, nu? Da, sigur. Pentru a exista competiție. Dacă asta e spiritul de competiție, că asta aveam să spun. Dacă îmi permiteți să vă completez încă o idee, mi se pare o persoană pregătită și bună și domnul Sorin Grindeanu, ca persoană din PSD-ul, mi se pare... Bine, acum, probabil că o să... Nu știu, ați făcut parte din PSD înainte de a... Da, nicio parte din PSD. Sunt mai mulți lideri în PSD, nu numai Sorin Grindeanu. De-aia am și eu scos în evidență și au oameni foarte mulți intelectuali. Da, aveți dreptate. Acum, gândindu-ne că Pro-România este de surginte social-democrată și că rădăcinile sunt tot în PSD, și ale Pro-României, cine Partidul Pro-România, sunt în PSD, nu? Adică nu e un secret. Sunt, asta e adevărul. Deci trebuie să probabil, recunoaștem. Probabil că la un moment dat vă veți întoarce în PSD, cine știe, că ați fost pe aproape, acum câteva luni ați fost pe aproape să faceți o alianță. Vă contrazic categoric, chiar am fost, mi s-a cerut părerea pentru alianța cu PSD-ul la nivel de județ și ulterior și la nivel național. Și eu mi-am spus categoric părerea, nu este oportună această alianță pentru simplu fapt, pentru că noi suntem un partid mult mai mic și nu creștem în umbra unui partid de mărimea PSD-ului. Și nu mi s-a părut corect. Am zis, dom'le, acum avem ocazia să demonstrăm ce putem noi, ăștia mai mici, care ne-am rupt din PSD-ul. Dar am plecat de acolo nu că ne-a plăcut foarte mult. Am plecat probabil datorită unor nemulțumiri. Și ne-am manifestat la datele respective motivația. Asta nu înseamnă că nu putem colabora în continuare, ba da, dar de pe alte niveluri. Deci Pro-România este un partid care va crește și o să vedeți că așa cum suntem noi, mici, dar vom crește. Și o să vă promit eu, pentru că noi facem un alt fel de politică, domnul Balint. Noi, ați văzut, la noi nu au venit acum oameni corupți, deci nu sunt, cel puțin la nivelul organizației locale, noi nu avem probleme cu corupția, nu avem probleme cu justiția. Colegii mei de la Consiliul Local, care candidează la Consiliul Local, sunt oameni bine pregătiți și când și-au prezentat CV-urile pentru candidaturi, chiar am admirat și am citit cu toții, sunt oameni de care acest oraș are nevoie. Bun, să trecem la proiecte. Am aici de data trecută
proiectul dumneavoastră de candidat, dar înainte să, mă rog, să vă întreb din acest, din această lucrare a dumneavoastră, știu că aveți o idee care mie mi s-a părut interesantă vis-a-vis de crearea în Petroșani a unei burse de mărfuri. Da, deci această problemă am inițiat un an în perioada 2008-2012 și m-am luptat, chiar am făcut un mic proiect în acest domeniu. Ce înseamnă? E vorba de un fel de bursă de mărfuri locală sau o piață de licitații. Și vă spun, se face după modelul occidental, pentru că aceste lucruri le-am văzut și în alte zone din Europa. Ce înseamnă asta? Foarte mulți producători din zona respectivă vin într-o zonă bine organizată, unde se organizează și își vând produsele tradiționale prin licitație. Ce înseamnă și ce beneficii aduce acest lucru? Gândiți-vă, un producător local vinde toată cantitatea în cel mai scurt timp. Odată că marfa nu stă nevândută, și în al doilea rând, de această marfă la prima mână, cum se spune, și la cel mai mic preț, poate beneficia un spital, o cantină, un restaurant, o cabană și așa mai departe. Deci se pot achiziționa aceste produse naturale la cel mai mic preț. Automat scad costurile la fiecare unitate în parte care își face aprovizionarea de pe această piață de licitații. Acum, dumneavoastră știți foarte bine că la noi în Petroșani vin foarte mulți din zona Vechiului Regat, vin cu produse naturale, vin din zona Hațegului. Poate mulți nu au timp să stea ore întregi în piață să închirieze tarabe și așa mai departe. Și atunci o cantitate mai mare se poate vinde dintr-o dată unei unități economice care se participă la licitație. Se pot face contracte, înțelegeri între producători și beneficiari. Bun, acum este o bursă, nu știu, și la Sibiu, nu știu dacă este o bursă de mărfuri sau ce fel de bursă. Da, e bursă de mărfuri, la altceva se referă. Dar eu mă refer aici o piață de licitații locale care să avantajeze această zonă. Și atenție, avantajează și producătorii locali. Orice se poate vinde. Deci mă refer la producția în general agricolă. Producătorii locali care nu prea produc. Păi aici din zona nu, în zona nu, dar vin fermieri și agricultori din perisabile care sigur că da. Gândiți-vă, vine un producător din zona județului Olt care poate să vină cu un camion să vândă camionul de roșii în două ore sau într-o jumătate de oră. Da, este o idee foarte interesantă. Acum trebuie și pusă în practică aici. Am insistat și am să completez ideea. Deci eu acest proiect l-am trimis și în Consiliul Local în 2008-2012, am trimis și la Consiliul Județean, l-am trimis și la Ministerul Agriculturii și am primit pe vremea respectivă, Ministrul Agriculturii era Ilie Sârbu. Și am primit răspuns că aceste lucruri trebuie rezolvate la nivel local. De aceea insist, pentru că aduce un plus valoare zonei de aici. Și mai ales agenților economici. Da. Bine, ideile sunt mai multe și proiectele sunt ample. Probabil le vom dezvolta. Până la urmă, sunteți, ca și partid, sunteți în favoarea moțiunii de cenzură, în sensul de a dărâma guvernul Orban. Dumneavoastră, în ce relaseți cu liberalii ca partid? Că nu mai... Deci dacă vă referiți la mine ca persoană sau la nivel local sau la nivel național? La nivel local. Stați un pic, aici noi nu suntem dușmani, nu suntem dușmanii nimănui, nu suntem adversari politici. Nu, am înțeles. Ce relații sunteți? Foarte bune, de exemplu, uite, această diferență. Haideți să vă spun, deci, și o să vă și concluzionez faptul ăsta. Dar avem foarte mulți prieteni. Și la liberali, și la socialdemocrați, și la UDMR, îi respectăm și pe cei de la USR, pentru că avem relații de prietenie, amiciție și colegialitate. Deci nu suntem adversari, nu suntem dușmani. Acum, prietenie politică mai greu. Da, domnul Valit, asta nu se face într-o alianță. Păi, dumneavoastră, credeți că mi-e frică să beau o cafea cu cineva de la Partidul Național Liberal? Că chiar îmi face plăcere.
Sau să bea o bere cu un coleg social-democrat sau de la UDMR? Eu v-am întrebat în ce relații... Am dat un exemplu, bune! Mă interesează în ce relații politice, că relații interumane... Politice sunt în adversari politici, dar atenție, în viitorul Consiliul Local vom fi un factor de echilibru. Și asta am accentuat. Și de aceea am nevoie de oameni ca și domnul Crăciunescu, ca și alți colegi care vor fi în Consiliul Local. Avem nevoie de oameni care unesc, nu dezvină. Și echilibru. Sigur. Asta e cuvântul care trebuie să predomine. E bine, dacă să faci echilibru, trebuie să fii suficient de puternic încât să poți să înclini balanța. Da. Sigur că până la urmă principalele două partide politice, fără doar și poate, vor lua cele mai multe voturi. Dar nu neapărat. Nu neapărat, oricum, bine. Dumneavoastră știți foarte bine că marile partide politice... Judecăm pragmatic, așa, dacă judecăm... Dar după un calcul teoretic aveți dreptate. Da. Dar dacă gândim practic, după părerea mea, că ambele partide au o imagine destul de degradată la ora asta. E adevărat. Ăsta e adevărul. Și poate această imagine poate fi îmbunătățită prin candidații pe care au. Dar nu este exemplu și la Petroșani. Păi la Petroșan ce exemplu este? Păi dacă se ceartă între ei, ce exemplu să dea pe ei? Nu am date foarte multe despre ce se întâmplă la Bacău, da, poate și la Bacău societatea. Societatea, dar nu, eu m-ați întrebat la începutul emisiunii ce părere am de ce se întâmplă aici. Să știți că se poate și mai rău. Bine, sigur, se poate și mai bine, dar se poate și mai rău. Nu. E, chestii de asta s-au întâmplat și în parlamente, s-au și bătut. Da, dar nu ajungem acolo. Nu ajungem, da. Mai ales zicea, dar la persoane care nu sunt. Mă rog, zicea un om politic pe care eu l-am simpatizat așa până la un moment dat. Spunea acel om politic, mă rog, a avut niște funcții foarte mari la Banca Mondială, nu mai știu, la Fondul Monetar Internațional, la Banca Mondială. Și el a fost întrebat la un moment dat, domnule, cât de rău credeți, domnule, că poate să ajungă țara asta așa? Și un răspuns pe care l-am apreciat, a răspuns, zice, nici nu vă imaginați cât de rău putem să ajungem. Zice, eu am fost, zice, șef al Băncii Mondiale, nu mai știu, pe Africa, de Sud, de Nord, de... Și, zice, am fost pe acolo. Zice, nici nu vă puteți imagina cât de jos putem să ajungem și cât de mult mai e până acolo. Pentru că, hai să fim realiști, n-am murit nimeni de foame în țara noastră. Știți că nu avem noi salariile din Germania sau din Anglia, dar se trăiește decent în România, nu? Da? Să fim totuși... România este țara tuturor posibilităților. Tuturor posibilităților, dar zic... Pentru că este o țară foarte bogată, indiferent ce ar spune oricine. Lăsați țara bogată, că nu mă referam la minereurile de cupru, mă referam la faptul că România... Mă refer la climă, mă refer la... Da, climă. Clima nu e chiar foarte... Nu, clima este foarte, foarte bună pentru... Nu, clima nu mi se pare foarte bună, să știi. Eu vă contrazic și am și argument. La ce vă referiți? Dacă vă referiți la agricultură, nu. Nu, 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 am și argument, un argument foarte clar. În nordul Europei este foarte frig, vara e rece, iarna e frig. În sudul continentului iarna e cald, vara e cald. La noi vara e foarte cald, iarna e foarte frig. Datorită acestei deci, este, în România, da. m-am studiat această situație, în România este cea mai mare diferență de temperatură aproape de pe glob. Da, așa este. Adică iarna minus 40 de grade și vara plus 40 de grade. Dar așa mare diferență de 80 de grade nu o găsești nicăieri. Recordurile. Da, în deșert de obicei apare diferență. Bun, da, deșert, dar acolo sunt plus 50 de grade și seara sunt 0 grade. Da. Ok, deci sunt 50 de grade. La noi diferența e de 80 de grade. Adică de asta nu rezistă nici o stele. Bine, nici o stele nu sunt făcute cum ar trebui să facă ca în Germania, că... Da, am făcut toții am fost prin, că dau Germania ca etalon, pentru că Germania e o țară la care ne dorim cu toții să ajungem ca nivel de trai sau ca și civilizație sau ca și, știu, dar am văzut prin Germania cum se face autostrada, se sapă 4 metri în jos, se schimbă toate straturile, se pun 20 de straturi de tot felul de pietriș, și la noi pun acolo o pietriș, toarnă... Păi domnul Băgăi, nu se face o autostradă pentru un an de zile. Păi nu se face, exact. Asta este exact, problema. Exact. La noi o cârpește... Dar la noi repede să o facem o și luăm banii și am plecat. Exact, o cârpește. Asta e ideea. Și la noi costă și de 5 ori mai mult. Și cine este de vină? Păi cine este de vină? Păi trebuie să fim noi atenți. Este cineva de vină. Da. Care va trebui să mai și răspundă. Și nu vă dor chestiile astea? Da. Sincer, nu vă dor chestiile astea pentru că pe mine mă dor foarte tare.
Păi sigur că mă dor, dar pornisem de la altă afirmație, precum că în România trăim o viață decentă. Da? Trăim o viață decentă și la nivel de alimente sunt decente și veniturile sunt oarecum mici, dar decente, până la urmă nu moare nimeni de foame, da? Găsim resurse, sigur că, încă o dată spun, toți ne-am dorit salarii ca în America sau ca în Anglia, dar trebuie să mai și muncim ca în Anglia. Așa este. Trebuie să mai și gândim pragmatic ca în Anglia, în sensul și că... să fim și disciplinați ca în Germania. Disciplinați ca în Germania, serioși, disciplinați, corecți, punctuali. Să respectăm reguli, să respectăm legi. Să respectăm reguli, să respectăm, da, să dăm dovadă de civilizație. Că prin asta dai dovadă de civilizație, fiind disciplinați și respectând și reguli, nu? Da. Da? Și oameni care de cuvânt, România, în Elveția? Care în România mai subțire cu regulile, hai să... Că am fost și eu, ca și dumneavoastră, în bată revin și zic că am fost și eu afară și românache aruncă hârtia la coș și când merge în Germania, o aruncă la coș. Când în România, o aruncă pe fereastra de la mașină. Da? Că despre asta vorbim. Și mă gândeam apropo de partide, că până la urmă și partidele nu sunt decât reflecția societății în care trăim. Că doar nu, partidele nu sunt compuse din extraterestri, sunt compuse tot din români, de noștri, care sunt educați aici, care... Din păcate, politica în România a degenerat într-un mod negativ, într-un mod tragic, în sensul că onoarea politică, că da, zic, politica este o puncte între ghilimele, da. Dar știți de ce? Din cauza clasei politice. Păi acum trebuie să recunoaștem că... E bun, dar nu știu, cred că... Clasa politică s-a degradat. Nu e așa. Cred că afară nu e așa, da. Sigur, corupție există și în America, există și în Germania, ok. Dar așa minciună și așa stare de... Nu știu cum să zic. Domnul Balint, apropo de corupție, eu am spus-o și în mai multe reprize. Noi am importat corupție. Nu o exportam. Acum putem să o exportăm. Am importat-o de la turci. Am importat corupția, dar acum exportăm. Am importat-o de la turci pentru că din istorie trebuia să dai șpagă la sultan, exact, așa este. Să te lasă să te pună în funcție de domnitor sau de nu știu ce, da. Să dai șpagă la sultan, să te lasă în pace, să nu vină cu armatele peste tine. Deci șpaga e de la sultanii otomani. Da. Ca să nu se supere cetățenii turci din zilele noastre, da, că normal, până urmă la ei este altceva, dar din vechimea evului mediu, nu mai de departe, da, trebuia să dai și pacul la sultan să te lase în pace. Așa că, așa este. Așa că asta e bine și nu știu dacă am exportat-o noi chestia cu șpaga, cred că erau chiar nu învățați și ei. Ziceți că nu? Nu, deci noi am importat-o și după aceea nu ne lucrul. I-am învățat și pe străini să ia șpagă. Nu. Din păcate, probabil că e așa. Nu dăm exemplu. Dacă îmi permiteți o completare, vă rog. Politica este făcută de oameni. Și asta, acum cum să vă spun, și alegătorii cred că au ajuns la un nivel de inteligență și încearcă să observe oamenii. Adică oamenii care au o moralitate, o capacitate, într-adevăr, de multe ori sunt și eșecuri, dar să sperăm că clasa politică va fi primenită. S-a încercat de multe ori, au fost multe eșecuri, dar sunt și oameni care trebuie acceptați și lăsați să-și facă treaba. Poate v-ați întrebat la începutul emisiunii de ce am intrat în echipa domnului Feri Gheșner. Tocmai pentru acest motiv, că suntem niște oameni simpli, noi nu prea avem experiență. Deci, mie, v-am spus, în sistemul militar mi se spunea ce probleme se rezolv, căutam cele mai bune idei și numai că nu aveam soluții. Atunci le aduceam argumentate, nu există sistemul ăsta, nu fac sau nu sunt de acord sau ce câștig sau treburi de astea. Deci așa am fost învățat cu mentalitatea respectivă și de asta mi-am dorit. Nu știu acum că informațiile care le aveți și dumneavoastră sunt foarte diferite și... Dacă voi reuși, pentru că alături de echipă, bineînțeles, sunt un pion acolo, un membru, deci nu sunt mai departe. Dar să sperăm că... O rotiță la angrenaj care, sigur, da, angrenajul nu funcționează fără acea piesă, nu? Și sunt sigur că dacă lumea se va convinge dacă vor reuși
și vom merge mai departe, se va convinge de aceste lucruri. Și mi-ar place ca o emisiune de astăzi să o facem și peste 4 ani, dacă vom avea succes. Și mai curând, de ce peste 4 ani? Că explicații. Auziți, domnul Crăciunescu, este viața și după alegeri. Evident. Da, și suntem aici, nu plecăm, suntem aici, o să facem emisiuni mult și bine, în ciuda celor care nu agrează, știu, stilul meu de emisiune sau televiziunea aceasta, o să fie viață și după alegeri, o să ne întâlnim și după alegeri, nu e nicio problemă. Vreau să vă spun, am avut o funcție în cadrul sistemului militar, așa cum spunea și domnul Ferecheșner. Am o situație acceptabilă, o să mulțumim cu ceea ce am, nu doresc mai mult. Am un apartament, am o mașină, am o familie frumoasă și suficient. Și asta doresc să demonstrez și peste 4 ani de zile. Nu-mi doresc alte rezultate. Eu sunt mulțumit, îmi doresc să fac multe excursii, să vizitez lumea, să vin cu idei noi, să văd cum a spus dumneavoastră, ați fost afară, ați văzut, și să vii să începi să schimbi, să schimbi ceva. Asta e ideea. Bine, eu îi aștept pe iubiții noștri din diaspora să vină în România, să aplice ce au învățat afară, pentru că în România nu mai sunt școli de meserii, cum bine știți, nu mai avem ce să exportăm. Exportăm forță de muncă, această forță de muncă se califică la fața locului în Germania sau ce unde lucrează ei, prin Franța, prin Spania, da, și să vină cu experiența de acolo pe care a acumulat-o, meseriile pe care le-a învățat acolo și să le facă în România. Domnul Barit, dar vreau, oamenii aceia din diaspora vor să vină acasă. Deci vor, am discutat cu, nu cu unul. Deci mai ales acum în perioada concediilor, în august, vor să vină acasă, nu, vor să vină. Ei vor să vină acasă, ok, poate la bani un pic mai puțin, dar să facă de la fel cum făceam înainte. Adică munca mai ușor așa că nu e... Nu toți, pentru că vin foarte mulți, vin cu alte experiențe și atunci vor să-și întemeze, vor să-și reîntregească primul rând familiile și în al doilea rând vor să lucreze aici, să producă ceva pentru zonă. Deci am discutat... Nu vine nimeni să producă pentru zonă. Toată lumea vine să producă pentru el. Da. Pentru el. Dar aduce un plus valoare localității. Zone, pentru sigur, că în momentul în care vine cineva cu o experiență, poate vine și cu o motivație obiectivă, cu bani, cu... Și vine și ar vrea să investească, pentru că le place aici. Atunci dă-i posibilitatea. Adu-i în primul rând încoace. Cum îi aduci? Știți cum aș face eu? Aș organiza o dată pe an, de ziua orașului Petroșani, 24 august, aș organiza fiii orașului Petroșani. Și aș face invitații la toți să vină. Să vină cel puțin pentru o zi, două. Sau măcar o săptămână. Cei care s-au născut aici, au studiat aici, au crescut și au plecat de aici. Pentru că este un festival anual, eu treaba asta am văzut-o și în Occident, o dată pe an. Și lumea se regăsește, vine și schimbă idei, schimbă opinii, experiențe, se revăd atâția oameni după atâția ani. Da, e o idee frumoasă. Extraordinar de mult. Și atunci, printre ei, uite, putem învăța de la ei, noi ăștia care am rămas aici, putem să invităm, sau eventual, uite, administrația locală, să le spună, doamne, uite, pot să fac, dacă vreți să vă întoarceți, uite, vă dau terenul să vă faceți casă. Dau un exemplu. Nu neapărat acest lucru. Sau vă asigur un teren să vă faceți o firmă. Tu ce ai anumite facilități. Anumite facilități fiscale. Da. Ca să putem mișca un pic economia locală. Dar trebuie să faci ceva. Bun, așa se face o ziua diasporei din Petroșani, ok, de ziua orașului, e foarte bine. Dar asta să vină ei să facă aici, nu știu ce, nu neapărat, nu, în primul rând nu mai găsești forță de muncă. Nu în sensul, dar bine, asta e o dată pe an și care durează probabil tot asta, da, festivalul ăsta, da, sau festivalul, sau această întâlnire o săptămână. Nu știu de unde să facă, nu știu ce fabrică de ea. Eu cred că ar trebui să schimbăm și noi aici în țară o mentalitate, pentru că ei vin de afară și că dacă se izbesc de anumite concepte ale noastre de aici, tipice românești, rămân dezamăgiți și de acolo pornește totul. Eu lăsați că nu sunt dezamăgiți, că știu foarte bine că aici au crescut, nu sunt dezamăgiți, da, vedeți-vă de treabă. Nu mă refer ca țara e deosebit de frumoasă, dar sunt niște probleme care le știți. Și dacă încercăm să reducem din ele, și putem să o facem, atunci
sigur vor veni și ei și se vor simți în România, dar cu mentalitatea de afară. Da. Deci sunt persoane care s-au întors. E mult de lucru. Sunt persoane care s-au întors, într-adevăr, dar au făcut pensiuni agroturistice, în agricultură, dar nu e zona potrivită aici. Au investit în agricultură, în plantații de lavandă se plantează acum. Da, se trebuie teren. Lavandă. Lavandă crește și în Valea Jiului. Mă rog, livezi de nuci. Sunt mari livezi de nuci, care nucile astea se dau foarte bine la export și costă foarte mulți bani. Așa este. Sunt tot felul de inițiative pe care s-au axat cei care s-au întors în România. Dar când mai avem 4 minute, domnule Gerstner, un singur punct mai vreau să atingem, cel referitor la planul dumneavoastră de a ajuta zonele limitrofe ale Văi Jiului, ale municipiului Petroșani. Și nu numai în municipiul Petroșani. Vă referiți la un plan, reabilitare. Haideți să vă spun despre ce este vorba. E vorba de zonele periurbane. Periurbane, exact. Periurbane, pentru că la noi, de exemplu, la noi în țară nu există o lege a zonelor periurbane și pentru chestia asta am insistat foarte mult, chiar am avut discuții și la nivel ministerial, deci am discutat cu Ministerul Dezvoltării și cu Ministerul Agriculturii și am primit răspunsuri de la ei. Inițiativa mea a fost salutată. Ce înseamnă această zonă? Ca să dai valoare acestei zone periurbane din jurul Petroșanului, trebuie să faci niște pași. Făcând niște pași, bineînțeles legiferat sau prin ordonanță de guvern, le creezi niște facilități acestor oameni. Și automat ei pot deveni fermieri, dar automat trebuie să le asiguri cât de cât infrastructura. Deci mă refer la un drum și mă refer la utilități obligatoriu. Dacă treaba asta le-o asiguri, putem dezvolta agroturismul aici în Valea Jiului, pentru că sunt foarte mulți fermieri aici, sunt foarte mulți producători locali și foarte mulți au case și cabane în zone deosebit de frumoase. Și lumea, în general, și lumea din marile orașe și din lumea occidentală, caută liniște pe care în Valea Jiului o găsește. Am inițiat și am și răspunsuri de la ministere pe acest lucru, dar voi elabora acest lucru și încă o inițiativă legislativă am, trebuie să dezbat cu domnul Marica, dar vă spun la o emisiune viitoare. Da. Că vrem să facem ceva pentru țară, deci și pentru orașul nostru, și pentru oamenii de aici, dar și pentru țară. Da, în încheiere, câte 30 de secunde fiecare, domnule Clăciunescu, vă rog. Vreau să spun că, ca și consilier local, în viitor, dacă va exista posibilitatea, eu v-am spus în la început și îmi doresc foarte mult ca acest consilier local să coboare în stradă, să vadă exact problemele cetățeanului, locuitorilor din Petroșani și să le promoveze în anumite hotărâri de consiliu, să inițieze hotărâri de consiliu, să nu aștepte să fie numai în sală și să ridice mâna. Deci, mulțumesc. Domnule Gheșner, un ultim cuvânt pe ziua de astăzi. Scurt am să fiu. Suntem echipa care unește și nu dezbină. Să mergem împreună. Veniți alături de noi pentru că nu vă vom dezamăgi. Mulțumesc, domnule, pentru participare. Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea de astăzi. Și mâine avem emisiune și în fiecare zi și toată campania electorală. Vom avea ocazia să ne cunoaștem cu toți candidații. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.